Gheorghe Falcă, primar al Aradului. Este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule primar, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bine v-am găsit. Domnul președinte, Klaus Iohannis, a anunțat că are în vedere organizarea unui referendum pe justiție, chiar în ziua alegerilor europarlamentare. Cum se poziționează Partidul Național Liberal vis-a-vis de această inițiativă? Nu știm exact întrebarea, dar suntem siguri că domnul președinte va găsi modalitatea de exprimare astfel încât cât mai mulți oameni să traseze o direcție pe acest domeniu în România, pentru că de 2-3 ani discutăm despre justiție și poate am uitat să vorbim despre dezvoltare, despre educație, despre sănătate și lucrurile trebuie tranșate. Dar cât de necesar considerați că este un astfel de referendum? Este necesar dacă vrei să arăți în primul rând țării că oamenii înțeleg ce înseamnă aceste valori și că o democrație trebuie să fie ghidată de un sistem juridic corect și rolul politicienilor este să producă dezvoltare, nu să se lupte cu un alt sistem de putere din stat. Și cred că este un moment de a ne arăta direcția pro-europeană. Este o prea mare dezbatere pe subiectul acesta. Spunea și dumneavoastră că se ignoră, sunt ignorate practic alte domenii mult mai importante. Pentru mine este o prea mare dezbatere, dar trebuie să fim sinceri, este generată de comportamentul celor de la guvernare, care își ratează, propriu zis, temele guvernamentale. Își ratează munca de a guverna și până la urmă se vor duce în fața cetățenilor cu multe semne de întrebare și cu foarte puține realizări. Câtă lume credeți că se va mobiliza la acest referendum dacă într-adevăr el va fi organizat? Va reuși? Că avem în trecut un referendum la care s-a boicotat foarte mult. Pentru mine e greșeală să boicotez referendumele, de orice nivel ar fi ele. Eu cred că va fi lume, da. Totul depinde de noi. Atunci când am ieșit în 16 decembrie la Revoluție în Timișoara, a depins de mine. Eu am decis, nu mi-a dat nimeni o direcție. Eu cred în anumite lucruri și am avut ocazia să ies la Revoluție și am fost activ și apoi am luat partea importantă a lucrurilor din anii 90, schimbările democratice, astfel încât noi să fim liberi astăzi. Da? Dumneavoastră sunteți liberă pentru că în 1989 niște oameni au avut un curaj și își asume niște responsabilități. Unii chiar au plătit cu viața. Astăzi, generația, sunt două tipuri de generație, există o generație tânără și există o generație și mai tânără, care știe doar de Uniunea Europeană, de libertățile de mișcare. Noi suntem o generație care am prins și sistemul comunist, am prins și greutățile 90-2000, presiunea PSD-ului lui Adrian Năstase 2000-2004 și trebuie să spunem că am prins și beneficiile Uniunii Europene după 2007. Dar la nivelul Partidului Național Liberal s-a luat vreo decizie? Se va implica Partidul Național Liberal în organizarea acestui referendum în vreun fel? Nu știu procedura, că nu s-a discutat nu încă. Nu s-a discutat. Dar eu sunt sigur că va exista o implicare și nu doar a partidului. De aceea eu sper să fie o implicare a oamenilor. Trebuie să începem să ne asumăm că trăim împreună și trebuie să arătăm anumite direcții. Vă aflați printre primii 10 candidați ai Partidului Național Liberal la alegerile europarlamentare din 26 mai. Ce vă propuneți să faceți dumneavoastră în calitate de europarlamentar, dacă, bineînțeles, veți ajunge la Bruxelles? Eu sunt la Bruxelles de 9 ani de zile în Comitetul Regiunilor. De fapt, puțină lume știe cum funcționează sistemul. Posibil și unii europarlamentari prezenți, nu știu exact cum funcționează sistemul, pentru că am văzut pe doamna Rovana Plumb astăzi făcând niște declarații care arată că nu conștientizează cum funcționează sistemul. Comisia dă drumul la procedurile de legiferare. Comisia transmite către Comitetul Regiunilor prima dată partea de legiferare, dacă are legătură cu administrația locală și întotdeauna cam 80% din documente are legătură cu administrația locală, deci 80% din documente vin întâi la noi.
Noi avem 6 plenuri pe an, avem comisii, fac parte din Comisia Coter, care înseamnă politica de coeziune. Este foarte important și politica bugetară. Și pe mine mă interesează exact această coeziune în interiorul Uniunii Europene. Dar noi trebuie să fim conștienți, avem nevoie de coeziune în interiorul României, pentru că avem decalaje între regiuni, avem decalaje în interiorul regiunilor. Și trebuie să știi mecanismele de a micșora aceste decalaje. Trebuie să știi să pui în valoare ceea ce are fiecare regiune. Pentru că există sistemul de legiferare local, da? Județean la noi în România, alții au și sistemul regional, sistemul național și avem sistemul european. În sistemul european avem 5 domenii care sunt în exclusivitatea Uniunii Europene pentru legiferare și trebuie să ne bucurăm pentru că nu avem sistem vamal, pentru că este coordonat european. Avem 14 domenii în care lucrăm împreună, legiferăm împreună și trebuie să respectăm anumite reguli și aici discutăm și de zona de justiție și rămân celelalte domenii care sunt de interpretarea națională, județeană și locală. Și arată un sistem, iar pe mine mă interesează zona aceasta de coeziune. Deci am putea spune că aveți deja o relație cu Bruxelles, deci va fi mult mai ușor în calitate de europarlamentar să și faceți aceste, să întreprindeți aceste demersuri. Eu am condus prima delegație a primarilor, se spune, a Partidului Popular European în 2006. Noi deja, în 2006 eram deja ca membri în Partidul Popular European. Am condus acea delegație la Bruxelles. De atunci am început în sistem de relaționare. Sunt chiar unul dintre cei mai vechi oameni în relația cu Partidul Popular European. De aceea, din 2009 sunt activ. Dacă vă uitați în interiorul Partidului Național Liberal, cred că sunt în cei mai vechi 5 oameni în relația cu oamenii din Partidul Popular European de la Bruxelles. Contează foarte mult să știi funcționabilitatea instituțiilor, relația, să ai relațiile în interiorul Partidului Popular European, să înțelegi ce înseamnă fluxul acesta legislativ și trebuie să ai legătură cu țara, pentru că atunci când legiferezi, tu îți pregătești în cadrul rezoluțiilor negocierea pentru a poziționa cât mai bine interesul tău național, de ceea ce înseamnă interesul european, în funcție de curentele politice. Cum au primit locuitorii Aradului vestea că primarul va candida la europarlamentare? Au fost entuziaști? Trebuie să fim sinceri, există așa o balanță. În primul rând, sunt primar de 15 ani. În istoria Aradului istoria Aradului după 1919 sunt cel mai longeviv primar al municipiului Arad și pentru mine asta e o mândrie și le mulțumesc cetățenilor că m-au acceptat în primul rând de nu fiind născut în Arad, apoi că m-au ales de 4 ori primar. Am această experiență administrativă de 19 ani pentru că am mai fost 4 ani înainte vicepreședinte de Consiliul Județean și am spus că o să mă închid această carieră administrativă și aveam două opțiuni. Opțiunea să merg în zona europarlamentară având această experiență de 9 ani în Comitetul Regiunilor sau în 2020 să merg în Parlamentul României beneficiind, încă o dată spun, de această experiență administrativă pe care nu au mulți, o experiență administrativă care a produs modificări majore în municipiu și în județul Arad, un județ care are o creștere economică fantastică. Ce veți face cu mandatul de primar, acum că o să candidați? O să faceți un pas înapoi, înainte de alegeri, sau cum o să procedați? Nu, conform procedurilor, când mandatul de europarlamentar este validat, dar pentru acest lucru trebuie să invităm cât mai mulți oameni la vot și evident să primim o astfel de susținere, în acel moment îți prezinți un raport în fața cetățenilor, pentru că ești obligat să prezinți un raport în fața cetățenilor, de poziția administrativă pe care ai fost. Cât de grav o să fie despărțirea? Acum spuneați dumneavoastră că sunteți de atâția ani primar al Aradului. Totuși va fi o schimbare destul de mare. Sunteți pregătit să faceți un pas? Da, eu recunosc că și astăzi nu conștientizez ruptura. Evident că nu plec din oraș,
acolo mi-este familia, acolo trăiesc și este orașul pe care îl iubesc. Evident, în weekenduri, ca orice parlamentar, vine acasă și europarlamentarul. Da, o să fie poate dificil pentru mine, pentru că în viața de primar are trei paliere. Are palierul administrativ, pentru că e ceea ce faci zi de zi. Are și palierul politic, pentru că faci parte dintr-un partid politic, da? Și are și un palier a ceea ce înseamnă societatea ta ardeană în care te comporți nu ca un cetățean, ci ca primar. Să știți că este cel mai greu palier, lumea nu conștientizează acest lucru. O să schimbăm palierele, da? O să rămân în zona politică, dar cele două paliere se retrag și o să vină un palier al ceea ce înseamnă funcția de europarlamentar, care trebuie să aibă o comunicare națională. Eu totdeauna am spus că un europarlamentar trebuie să comunice național, pentru că atunci când legiferezi european, tu discuți cu tot ce înseamnă națiunile și trebuie să ai această legătură. Și voi trece la un alt nivel, care înseamnă pentru mine o etapă de pregătire, o etapă de exprimare deja de alt palier, de ce nu și de altă ținută, deși eu cred că și în calitatea mea de primar m-am exprimat într-o ținută elegantă. Dar așa se creează o carieră politică. Care credeți că ar trebui să fie calitățile unui europarlamentar? Cum ar trebui el să fie? Eu nu o să intru în jocul acesta de a pune etichete pe funcții. Eu pot vorbi despre mine, cum m-am văzut eu, cum au văzut colegii mei care au fost cu mine la liceu, care au fost cu mine la facultate, care au fost cu mine în politică. Ei m-au văzut ca un tip ambițios. Cea mai mare calitate a mea a fost ambiția și ambiția a făcut ca să acumulez, să conștientizez că este nevoie să te duci zi de zi, pentru că ai provocări, domenii diferite și atunci zi de zi trebuie să te duci. Și în primul an al meu în acea zonă, ca un tip ambițios, voi face orice ca să încep să am rol. Să joci rolul cum trebuie, de a legifera, de a te exprima, de a lega interesele naționale cu interesele europene, pentru că eu cred în interesele europene. Europa acum este la un drum al semnului de întrebare. După Lisabona, după tratatul de la Lisabona și, apropo, astăzi sunt 62 de ani de la tratatul de la Roma, un tratat care a plecat serios la drumul acestei construcții. Europa acum are multe semne de întrebare și generat de ceea ce înseamnă Brexit-ul. Adică o țară și-a dorit să iasă. Niciodată nu s-a confruntat cu astfel de provocare. Surprinzător, cine face o analiză exactă a ceea ce se întâmplă astăzi în Marea Britanie, pierderile sunt uriașe pentru Marea Britanie. Iar șocul al acestor pierderi îl vor suferi cetățenii din Marea Britanie. Și a fost... Inclusiv românii, că sunt cetățeni acolo. Da, inclusiv românii. Marea Britanie. Da, deci e regretabil că o luptă între politicieni pro și contra a făcut ca Marea Britanie să ia o astfel de decizie. De aceea, Europa trebuie să-și consolideze mai departe integrarea. Mai departe securitatea. Pentru că Europa s-a constituit pe ideea de a se obține securitate. Ceea ce s-a și întâmplat, trebuie să spunem că vorbim de ani buni de securitate în zona europeană, vorbim de libertăți, vorbim de prosperitate și toate aceste lucruri vor avea niște concurenți. Și concurenții sunt Statele Unite, China și Rusia. Și ca să poți să reziști la acești trei concurenți, Uniunea Europeană trebuie să joace global, atât politică economică, cât politică externă, cât folosirea resurselor, iar noi trebuie să ne integrăm. Noi, nu doar România trebuie să se integreze în un astfel de proiect, să știți că și Germania trebuie să se integreze în astfel de proiect, și Franța. Gândiți-vă că pe sistemul de securitate, țările din Uniunea Europeană acordă 220 de miliarde de euro pe an, iar Rusia acordă în buget doar 66 de miliarde. Și întrebarea este de ce ne speriem, da? Ne speriem pentru că noi nu avem un sistem
de securitate global, ci NATO ne asigură sistemul de securitate. Mai mult de atât, migrația care astăzi în România nu se simte, dar în țările, în unele țări din Uniunea Europeană se simte efectul acestei migrații, a fost generată de proasta relație a ceea ce însemna de la granița Uniunii Europene cu celelalte țări. Noi trebuie să sprijinim prosperitatea și la granițe. La fel, când vorbim de culoarele de transport, rolul nostru este să legăm mările. Chiar în România, sub președinția domnului Klaus Iohannis, a fost întâlnirea celor trei mări. Celor trei mări care au și propus proiecte. Unul din proiecte este Via Carpatia, care ne ajută foarte mult venind din Oradea în România, coborând în Arad, ceea ce va fi mai mult ca obligatoriu să existe ori o autostradă, ori un drum expres între cele două orașe și merge apoi pe culoar Scalafat, Grecia. Toate aceste proiecte mari de infrastructură, plecând de la ceea ce înseamnă legarea portului Constanța cu celelalte două porturi mari europene, aduce prosperitate în România și aduce odată cu prosperitatea și o securitate. Și asta este rolul macro a ceea ce înseamnă integrarea Uniunii Europene mai departe în proiectele mari. Acum, revenind la lista Partidului Național Liberal pentru europarlamentare, cum vedeți decizia partidului de a deschide lista, iată, cu un om din afara partidului, un jurnalist, numele Rareș Bogdan? Cum vedeți dumneavoastră această decizie? Se poartă, văd că, acum am văzut că și la PSD, se poartă și vreau să vă spun o poveste ca să vă dau un răspuns mai exact. De ce am intrat eu în politică? Da? Pentru că atunci trebuie să-ți dai seama de ce intră un om în politică. Da? Și răspunsul meu pleacă mai ușor de la povestea mea. Am spus că am fost în Revoluție, în 17 decembrie am negociat eliberarea studenților, am avut deja o recunoaștere după Revoluție. În 28 ianuarie am vorbit în mitingul partidelor istorice, mitingul de la Timișoara. Am fost în Alianța Civică, am fost în grupul de tineri în jurul lui George Șerban, cel care a făcut proclamația de la Timișoara. Apoi am fost în 91 președintele tuturor organizațiilor studențești din Timișoara, apoi am fost în 92, am condus marele meeting și marea grevă studențească din Timișoara. În 92 apoi m-a chemat la facultate și am vorbit cu Ion Iliescu. Peste trei zile m-au luat la 7 dimineața poliția și m-au dus la interogatoriu. A venit mass media și așa am ieșit pe la ora 2. Am început proiectul de stat în Franța. Întrebarea este, când am terminat facultatea, m-am dus la muncă și am uitat să dăruiesc societății. Iar în 95 am recitit și acest scrisese prin 92, când criticam o parte din intelectuali că nu se implică în politică pentru a lua țara și să o ducă într-o direcție. Deci trebuie să ai curajul să intri în arena. Pentru mine, Rareș a avut curajul să intre în arena. O să vadă diferențele. Și vă garantez că peste un an, când o să vorbiți cu Rareș... Acum, practic, va fi de cealaltă parte, să înțeleg. Nu, o să vadă așa diferențele. O să vadă ce greu este să fii în arenă, să vezi cum te bați, să vezi cum unii nu înțeleg ce rol au în poziția aceasta, pentru că democrația nu poate să existe fără partide politice. Partidele politice trebuie să fie bine ancorate în structura valorilor. Am auzit de curând pe cei de la USR, plus că o să vadă ei la Bruxelles în ce familie merg. Aoleo, în momentul în care ai spus la Bruxelles o astfel de frază, înseamnă că nu ești un om care n-ai valori. Cum să spui că vedem noi unde ne mutăm? Cine ne primește mai... Păi oamenii au spus că pe astfel de oameni nu-i primesc și trebuie să fim sinceri. Tu trebuie să te definești tu pe tine prima dată, pentru că n-ai cum să dăruiești dacă nu te definești. Să știți că politica înseamnă a dărui. Da? Evident că beneficiezi și de facilitățile de a fi om politic, da? Dacă ești primar, dacă ești parlamentar, dacă ești consilier, da? Ai un respect în comunitate,
ai un, să spunem, un, o ești legat de o anumită prestanță, dar dăruiești foarte mult. Și noi trebuie să acceptăm funcționarea acestui sistem democratic pe bază de partide. Anarhia nu ne ajută cu nimic, iar războaiele între partide trebuie să fie în jurul ideilor. Da, din câte vedeți, eu evit nume de oameni. La Bruxelles nu se vorbește foarte mult despre persoană. Se vorbește despre partide, socialiștii, populari europeni care sunt creștini, democrat, liberali. Da? Vorbim despre proiecte și dacă am o critică, spun despre socialiști, da? Spun despre guvern, dar nu punctual despre oameni. Da? Nu punctual despre oameni. Da? Cel mult poți folosi o frază, cum am folosit-o cu doamna candidată, da, Rovana Plumb, da? Asta e nivelul de discuție acolo. Nimeni nu acceptă să fie agresiv. Acolo ajungi în final la o anumită negociere, pentru că nu întotdeauna, sau chiar în marea majoritate a cazurilor, nu toată dreptatea e de partea ta, da? Faptul că tu ai o majoritate nu înseamnă că ai dreptate. Și aici este marea greșeală în politica românească. Când ajung la oamenii la guvernare, ei cred că au toată dreptatea de partea lor și este un lucru fals. Nu. Tu ai responsabilitatea de partea ta. Și cel din opoziție are responsabilitatea, dar mai mică, pentru că nu are majoritate. Pe final, aș vrea să discutăm și despre un proiect pe care l-ați anunțat încă de la sfârșitul anului 2018, Alianța Vestului. Care este stadiul acestui proiect, birocratic vorbind, în primul rând? Noi am finalizat statutul și a intrat în procedură pentru a se vota în cele patru primării. Am fixat sediul la Timișoara, s-a și primit, să spunem, locația, va avea o structură de angajați, va avea un buget din partea celor patru primării. Asta din punct de vedere birocratic. Dar noi trecem rapid de zona birocratică, pentru că noi am creat această alianță care înseamnă, de fapt, unirea celor patru orașe pentru a lua bani europeni mult mai ușor și mai direct decât îl luăm în ciclul acesta financiar 2014-2020. Pe noi ne interesează 2021-2027. Deci noi facem, ne pregătim, eu nu spun cu mulți ani, ci cu 2 ani, ceea ce ar trebui să se pregătească România de mult pentru ceea ce se va întâmpla 2021-2027. Am avut întâlnire cu Comisia Europeană, acum 3 săptămâni la Timișoara, am vorbit despre proiectele noastre, despre modul în care dorim să realizăm acest lucru. Noi deja avem experiențe cu preluarea unor proiecte finanțate direct de la Bruxelles. În Arad, Bruxelles finanțează strategia de digitalizare a orașului. În Europa sunt 21 de orașe care au câștigat un astfel de proiect și tot ce înseamnă sistem de digitalizare îl realizează și îl finanțează și îl realizează Bruxelles pentru noi și apoi noi mergem și îl implementăm și asta confirmă că poți să iei banii direcți. Dar pe infrastructura mare, tot ce am promis noi și propus noi, trebuie să fie și la înțelegere cu Guvernul României. De aceea, din luna august-septembrie, vom participa la negocieri. Până acum am fi negociat cu doamna Rovana Plumb, o să vedem cine ia locul pentru a fixa ce înseamnă programele operaționale sectoriale, ce înseamnă programele operaționale regionale pentru 2021-2027. Noi am propus și programele operaționale regionale să vină o parte din infrastructura mare, mai ales că avem deja exemplu că anumite centuri deja au fost realizate de către administrațiile locale. Deci avem capacitățile acestea, Comisia a văzut și ne cunoaște ca sistem administrativ, pentru că vorbim de patru primării care sunt performante pe fonduri europene. Eu am primăria Radului a accesat doar anul trecut 99 de milioane de euro. Per total o să avem 136 de milioane de euro. O sumă destul de consistentă. Deci ca să vă dați seama că cineva spunea tu i-ai dus bani acum în oraș și după aia pleci, 136 de milioane de euro. Am un proiect de 50 de milioane de euro, regenerare urbană, în care realizăm 8 parcări supraterane în cartierele de blocuri. Realizăm 7 hectare de spațiu verde, realizăm 81 de kilometri de trotuar, 233.000 de metri pătrați de zonă carosabilă,
canalizare, iluminat, locuri de joacă. Deci la stadiu de proiect? Nu, sau este implementare. Implementare. Este implementare în toate cartierele de blocuri. Da, ceea ce este primul România și cel mai mare. A și fost premiat. Este primul România și cel mai mare. Și mai adăugăm 36 de milioane de euro în centrul orașului, tot majoritatea fonduri europene, unde vom înlocui canalizarea care are 110 ani, alimentarea ca apă care are 70 de ani, pentru că specificul Aradului față de alte orașe este că noi am început de la periferie spre centru și acum am ajuns în zona centrală. Dacă adunăm aceste trei valori, plus parcare Piața Avram Iancu, subterană, 500 de locuri, parcare Piața Catedralei, 260 de locuri, care în total sunt încă 36 de milioane de euro, vorbim de un buget de peste 200 de milioane de euro pentru următorii 4 ani de zile, bani care vor produce modificări majore în municipiul Arad. Bani luați prin fonduri europene. Fonduri europene și bugetul local, toți acești bani. Deci se poate și prin fonduri europene. Da, se poate și produc schimbări majore. Și gândiți-vă că în anul 2002 România se chinuia să ia de la Fondul Monetar Internațional 100 de milioane de dolari pentru toată țara. Asta arată, de fapt, dinamica în care suntem noi ca activitate. Și de aceea eu am spus că a făcut o mare greșeală guvernul când ne-au luat banii administrației locale și în 2018 și în 2019. Centralizarea aceasta a României este păguboasă. Și este păguboasă inclusiv pentru București, pentru traficul din București, pentru că nu poți să vii toată țara aici. Când iei fonduri europene, România trebuie să îndeplinească 62 de condiții. Următoarea țară trebuie să îndeplinească 24. Uniunea Europeană îți cere 6. Întrebarea este de ce de la 6 să ajung la 62? Pentru că suntem o țară birocratică. Și vedeți, toate aceste lucruri nu le veți auzi din gura vreunui europarlamentar, nici mulți politicieni din România nu știu. Noi care lucrăm în administrație știm acest lucru. Și noi spunem procedurile. Mai ales că eu am avut și șansa să lucrez pe banii transfrontalieri, relația română-maghiară, pe procedurile de licitație maghiare, pe procedurile de implementare maghiare, care atât de simple sunt, în 45 de zile se finaliza licitația, dacă rămânea o sumă de bani din licitație, îți dădea voie să prelungești proiectul printr-o banală semnătură, lucru care în România... Nu că nu se poate în România, dacă se ai poate, drăzni, dar mai greu, ești acuzat. Da? Deci, de-aia nu, trebuie să fim conștienți că noi ne-am blocat singuri. Dacă dumneavoastră vreți aici în București să vă realizați o casă, un plan urbanistic zonal vă ia 20 și ceva de avize. Gândiți-vă că dacă același plan urbanistic se ia în Arad, trebuie să venim din cele 20 ceva de avize, cu jumătate trebuie să le iei de aici din București. Toată țara vine aici în București. Este regretabil că nu conștientizăm că ne blocăm singuri. Da? În Olanda o licitație durează 45 de zile. La noi cu procese durează 2 ani. Și olandezii ne spun, da, voi nu înțelegeți că aveți un decalaj. Voi vreți să-l măriți sau să-l mișorați? Păi dați drumul la proceduri. Întotdeauna când ai un buget mai mic, dai drumul la proceduri să meargă mai repede ca să-ți producă și acest produs, ce dai drumul mai departe. La fel, când vorbim de mare infrastructură, avem un exemplu extraordinar. Când s-a finalizat autostrada București-Constanța, 2012-2016 a crescut PIB-ul Constanței cu 5-6%. A doua cea mai mare creștere, deci în 4 ani, a doua cea mai mare creștere din țară. Asta înseamnă să duci o autostradă unde trebuie. În schimb, noi lucrăm tot felul de proiectele mici din acelea care să iei voturile în fiecare comună, care sunt de acord că trebuie să sprijinte comunele. Dar întrebarea este ce pui în față, pentru că degeaba ai asfalt în comună dacă n-ai loc de muncă. Și dacă n-ai loc de muncă, românii au plecat. Unii au venit în Arad, pentru că am ajuns la 90.000 de locuri de muncă, un municipiu care are 160.000 de oameni, am dublat forța de muncă în 10 ani de zile, dar unii pleacă afară. Și, repet, degeaba ai apă, deși ai fântână, degeaba ai drum, dacă tu nu poți să pleci dimineața la un loc de muncă. Deci noi trebuie să creăm locuri de muncă pentru oameni. Și pentru acest lucru trebuie să gândești microregional o dezvoltare economică.
Acum, revenind puțin la Alianța Vestului, mai sunt și alți primari care v-au bătut la ușă, să spun așa, și ei proiectului? Da, au fost mai mulți primari, dar conceptul nostru era să legi regiunea Nord-Vest cu Clujul de regiunea Vest-Timișoara, prin Oradea-Arad. Dar pentru a fi în relații bune cu colegii noștri primari, am spus că o să facem un parteneriat. Vă dau exemplu, Oradea face cu Deva, Aradul face cu Petroșani, Târgu Jiu, Timișoara face cu Reșița. Deci putem vorbi de o extindere. Nu, ci facem parteneriat oraș cu oraș. Și cum am spus, zona de digitalizare, când o finalizăm, le-o transmitem, prin parteneriat, le transmitem și celelalte orașe procedurile. Dar în sistemul juridic nu vor rămâne decât cele, deci nu vor fi decât cele patru orașe. Domnule primar, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi. Mult succes și la și în mandatul de primar și de ce nu în cel de europarlamentar. Și eu vă mulțumesc și încă o dată le mulțumesc arădenilor, pentru că sunt un om care am venit în 94 în oraș, în 2004 am fost ales primar și după 15 ani vreau să mă înțeleagă că am nevoie de îmi doresc o schimbare majoră, pentru că experiența mea vreau să o pun la dispoziția țării, dacă se poate, evident. Vă mulțumim! Mulțumesc mult!